vom răspunde în continuare la o întrebare venită din partea dumneavoastră. Cum pot eu aplica în traiul meu de fiecare zi faptul că prezența lui Dumnezeu este în toți și în toate, cu egoul pe care îl avem cu toții? Sigur că întrebarea vine ca răspuns la videoclipul nostru intitulat Asceza Plenitudini. Dacă nu ați văzut acest videoclip, sigur vă invit să îl vizionați, pentru că a prezentat anumite aspecte referitoare la modalitățile de raportare la totalitate, la plenitudine, și această raportare este un obiect important al prelegerilor noastre de filozofia religiei, de filozofia spiritualității, dar și de filozofia conștiinței. Mai exact, în respectivul video, prezentam în sinteză faptul că există două mari direcții în căutarea spirituală. Prima astfel de direcție este cea, așa zis, ascetică, a renunțării, în care individul renunță treptat la lumea pe care o consideră ca fiind imperfectă în cel mai bun caz, sau chiar după spusele lui Iisus, guvernată de prințul întunericului, sau într-o manieră vedantină din India, ca fiind iluzorie, ca fiind maya, sau în alte tradiții ca fiind creată de un demiurg cu rele intenții, sau un demiurg care nu prea avea cunoștințe și era un începător în ale creației și a creat o lume care, în cel mai bun caz, este o închisoare pentru spirit, și spiritul ar trebui să părăsească această lume, să se întoarcă în lumea spirituală, în lumea ideilor, în lumea plerome. Vorbim aici de gnosticism și de gnozele dualiste, de gnozele valentiniene și așa mai departe. Și cu cât o persoană adoptă această gândire filozofică, cu atât mai mult își pune problema să se detașeze, să se desprindă de această lume, și există diverse practici spirituale, diverse practici religioase în care persoana se detașează de lume, în sensul de a se duce într-o mănăstire, de a se duce în pustiu, de a se duce într-un hermitaj, de a se duce în pădure și așa mai departe, în munții Himalaya sau în alte locuri izolate, în zone în care să poată să fie cât mai singur cu divinitatea, indiferent în ce formă înțelege acea persoană relația cu transcendența, și să își dedice tot timpul transcendenței, renunțând treptat la plăcerile și atracțiile lumești, atât la cele de natură erotică, dar și culinare și așa mai departe, tocmai pentru că renunțarea la aceste plăceri lumești, care printre altele sunt cele care închid acel suflet, spirit, sau cum s-o mai gândind a referi o persoană respectivă la această realitate superioară, realitate supremă care este prezentă în fiecare dintre noi, această detașare de lume cere până la urmă să fie cât mai mare. Și am prezentat ca exemplu extrem pe însuși Gautama Siddhartha, viitorul Buddha, care la un moment dat, într-un moment al ascezei sale, renunțase complet la a se hrăni, renunțase până la punctul în care se hrănea cu un singur bob de orez pe zi,
Și ulterior, după obținerea nirvanei, stării de nirvana, el însuși este adeptul căi de mijloc. Sigur, în primul rând, plăcerile pe care simțurile le aduc sunt cele care, la care individul trebuie să renunțe, ascetul trebuie să renunțe, tocmai pentru că această renunțare la plăceri îl face mai transparent față de spirit, îl face mai apropiat de și mai capabil să vadă această energie a conștiinței, această prezență a divinității și sigur că astfel se poate apropia de divinitate, indiferent de ce înseamnă acea divinitate în propria lui tradiție spirituală. Pe de altă parte, atunci când o persoană afirmă acest lucru, are într-un substrat ideea că materia nu e spirit, că materia nu este tot una cu divinitatea, că există o dualitate între spirit și materie și că, practic, această dualitate este cea care trebuie depășită, această dualitate care îți face propriul spirit prizonier în materie, în materialitate, dar ar trebui depășită și spiritul ar trebui să fie eliberat și reîntors în lumea spirituală, fie cu ajutorul unui trimis al lui Dumnezeu, al Fiului lui Dumnezeu, sau a unui Buddha, Bodhisattva, sau profet. Fiecare religie are altfel de mesager care este cel în baza căruia credințele religioase duc către o practică mistică. Un al doilea model de a înțelege metafizic universul, și de aici spuneam asceza plenitudinii, un al doilea model de înțelegere a universului este cel în care nu există materie diferită de spirit, că spiritul există într-un fel în toate punctele spațiului material, că există o prezență a spiritului și dădeam trimiteri către tradiția Shivaită din India, dar și trimiteri la filozofia contemporană, și mai ales la opera lui Bernard Kastrup, dar și la Hegel și alte astfel de trimiteri care, de exemplu, vorbesc de faptul că materia, așa cum o percepem noi, nu este altceva decât o modalitate de exprimare a spiritului și spiritul, sigur, într-o manieră hegeliană, este cel care se cunoaște pe sine în istorie. Și nu doar în istoria trăită, ci și în istoria personală imediată. Și aici, iarăși, putem face trimitere la o filozofia conștiinței în care, până la urmă, realitatea pe care noi o percepem nu este decât o halucinație, o halucinație controlată a minții, care face ca lumea să ne apare pentru a putea, într-o formă sau alta, aproxima, în sensul evoluționist al ideii, aproxima ceea ce Kant spunea lucru în sine și relația între lucru în sine și fenomen, adică noi nu putem cunoaște lucrul în sine, ci doar așa cum acesta apare conștiinței, adică fenomenul, după ce între lucru în sine și fenomen se interpun acele categorii a priori în limbaj kantian sau kanchyukaul în limbajul Abhinavagupta, în limbajul filozofiei Trika din Kashmir. Și aceste kanchyukaul pot fi gândite ca modalități de limitare a lucrului în sine, într-un anumit sens a ideii absolute, pentru a putea fi perceptibilă în viața de zi cu zi. Și de aici, una dintre astfel de separări este ideea că există dualitate între prezența divinității și absența acesteia în lume. Din acest punct de vedere, sigur, această viziune filozofică
duce la ideea că nu doar a panteismului, adică a prezenței divinității în toți și în toate, a panpsihismului, a prezenței conștiinței în toți și în toate sau a unei forme de conștiință. Bernardo Castro, de exemplu, vorbește de astfel de prezența conștiinței la nivelul microscopic, la nivelul inclusiv la cel cuantic, și că există de aici alte teorii care spun că însuși universul în totalitate este conștient și că această prezență a conștiinței în tot și în toate este nimic altceva decât faptul că noi suntem o parte a acestei totalități, inseparabile de totalitate în esență, deși în această halucinație controlată pe care noi o numim realitate, ne considerăm a fi un ego, a fi o persoană independentă față de restul lumii și într-o relație de antagonism. E același lucru ca și cum am spune că propriul nostru ficat devine antagonic cu noi. Ar trebui această viziune înțeleasă într-o manieră organicistă, într-o manieră în care există un singur organism, un singur organism care este cosmosul. Vom reveni în alte videoclipuri asupra acestei relații dintre unitate și părțile componente, dar pentru moment spunem că am putea înțelege universul, ar putea înțelege cosmosul ca fiind un organism. Și fiecare fragment de realitate nu este altceva decât o componentă, un organ acestui unic organism care este chiar universul însuși. Și a fi, ca și cum am spune, că propriul nostru ficat ne declară război. În ce situație ficatul ne declară război? Când avem cancer. Războiul pe care ficatul sau stomacul sau rinichii sau altceva îl poartă cu noi se numește cancer. Și noi iradiem respectiva tumoare și încercăm să o extirpăm. Și atunci ar trebui să avem, în primul rând, o atitudine netumorală. Adică ar trebui să nu fim un cancer pentru propria noastră existență. A înțelege acest univers în care ne integrăm ca fiind o zonă în care noi avem un astfel de rol de organ, poate e mult spus organ, ca să păstrăm proporțiile de componentă a unei celule, de componentă celulară. Poate că e mult mai bine să înțelegem așa. A înțelege acest lucru înseamnă a putea să vedem prezența divinității în tot și în toate, adică prezența acestui organism universal, acest univers, din care noi suntem parte integrantă și nu separată. Nu într-o manieră în care avem separația din modernitate și din secolul al XX-lea mai ales, când lumea e total diferită de noi și noi putem face orice vrem cu lumea, pentru că oricum suntem diferiți, oricum o putem reconstitui după propria noastră dorință și o putem și distruge într-o manieră activă, așa cum omenirea o face în ziua de astăzi, prin poluare, prin defrișări, prin o chimizare extremă, sigur, toate în numele unei bunăstări a individului, a acestui ego de care vorbea persoana care punea această întrebare, dar care până la urmă face un rău atât individului cât și organismului macrocosmic din care am putea să considerăm că facem parte. Și atunci, în primul rând, ar trebui să nu distrugem, să înțelegem că suntem o parte din acest mai larg univers. Și sigur, aici e o viziune eco-friendly, o viziune în care vorbim de etica mediului, de etica ecologiei, în care ar trebui să spunem, o etică organicistă a mediului, în care ar trebui să spunem că ar trebui individul să facă parte și să
fie atent la ecosistemele din care face parte și la modalitatea în care ecosistemele se conservă și evoluează fără a fi fără o intervenție destructivă, cel puțin o intervenție propusă destructiv, o intervenție în care nu se ține cont de această relație. Și sigur că dacă ne referim la culturile tradiționale, inclusiv cea românească, dar mai ales cea amerindiană sau tibetană sau hindusă, dar în continuare spun inclusiv cea tradițională românească și europeană, revenind la cea românească, omul e frate cu pădurea, nu? Doar în teorie, pentru că e mai frate cu toporul. Când distrugerea pădurii înseamnă venituri materiale, mai ales pentru anumite companii din industria distrugerii pădurii, și vorbim aici în zona Bucovinei, în care versanți întregi nu mai au forma originală, adică nu mai sunt împăduriți, pentru că exploatarea forestieră a fost sălbatică. Și nu doar în zona Bucovinei, ci în multe alte zone de pe glob, inclusiv în pădurea amazoniană. Și asta ne punem direct în fața faptului că s-ar putea să fie sfârșitul umanității, pentru că mor albinele. Și dacă mor albinele, polenizarea nu va mai fi posibilă, și dacă polenizarea nu va mai fi posibilă, anumite specii de plante se vor distruge, nu vom mai avea suficiente resurse pentru hrană, copiii noștri, viitorul nostru nu sună bine, nu e în o relație bună, și atunci gândirea eco-friendly este, iată, un astfel de mod de a înțelege. Și aici nu trebuie să ne referim neapărat la modalitățile extreme, gen Greta Thunberg, deși eco-friendly în această manieră ar putea fi cumva înțeleasă ca fiind o direcție pe care umanitatea ar putea să o ia, nu acela de ecologie artificială, să replantăm pădurea, ci de înțelegere a unei ecologii naturale, a unei relații simbiotice dintre oameni și natură. Și înțelegerea faptului că nu suntem decât o parte, un fel de o celulă a acestui ecosistem din care facem parte. Mai departe, sigur că o a doua modalitate este cea pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o propune în Evanghelie, și anume, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Sigur, așa cum spunea persoana care formula întrebarea, ego-ul nostru, cel de toate zilele, ne face să nu înțelegem comandamentul biblic, porunca lui Iisus, și să spunem, numai noi avem dreptate, restul pe rug. Și această manieră de a înțelege relația cu aproapele mediat de rug, sigur este una destructivă, dacă nu una autodestructivă până la urmă. Sigur, iubirea față de aproapele este un comandament care noi ne iubim aproapele, dar atunci când ne face bine. Inclusiv eu, atunci când nu am o relație apropiată cu cineva, am gânduri legate de secure, topor, rug și alte astfel de situații, dar încerc să-mi dau seama ce au generat și în ce măsură pot cel puțin depăși acele gânduri, dacă nu sunt încă capabil să mă gândesc într-o manieră creștină, adică să întorc celălalt obraz sau să-mi iubesc aproapele ca pe mine însumi. Și expresia aceasta, din punctul meu de vedere, este tot o expresie a ideii de non-dualism, o idee care este până la urmă centrală din punctul meu de vedere și în Evanghelie, în sensul în care
nu este în sensul în care aș traduce această afirmație, nu într-o manieră iubește-ți aproapele așa cum ai vrea să fii tu iubit, așa cum te iubești pe tine însuți, mai ales atunci când iubirea de sine nu e neapărat cea mai bună ofertă pe care o avem, așa cum o societate contemporană, indivizii au problemă în a se accepta, dar în a se iubi pe sine, cu atât mai mult ar semna să fie un homo homini lupus, pentru că dacă iubești pe celălalt ca pe tine însuți, iar pe tine însuți te urăști de moarte, homo homini lupus e o expresie suficient de bună pentru astfel de situații. Ci eu aș traduce mai degrabă expresia hristică într-o manieră în care iubește-ți aproapele ca pe tine pentru că ești tu. Pentru că ești tu în acest sens al universului, în acest sens al totalității, în acest sens în care totalitatea e prezentă, aceeași totalitate e prezentă în tine și în celălalt. Și iubește-ți aproapele ca așa cum un ficat sănătos te iubește pe tine, dacă putem vorbi de o relație de iubire, el își face treaba. Și dacă își face treaba, tu n-ai cancer. Dacă nu te iubește și nu își face treaba, tu ai cancer și te duci la medic să-l taie ficatul. Și sigur, din nou, în creștinism, acest non-dualism, Iisus continuă numindu-se Fiul al omului, dar în același timp afirmă eu și Tatăl una suntem. Într-o manieră translativă, cu toții suntem una cu Fiul și implicit cu Tatăl și de aici, în tradiția creștină, această teosis, această observare a consubstanțialității, nu doar dintre Tată și Fiu, ceea ce nu ar aduce niciun progres umanității, ci a consubstanțialității noastre cu Fiul și cu Tatăl, a consubstanțialității până la urmă a noastre cu tot ceea ce există. Și iată că această manieră de a fi este una în care este o manieră profund creștină și nu, așa cum unii ar crede, de inspirație hindusă sau vedantină sau de altă natură. Că am făcut trimiteri la astfel de tradiții pentru a putea înțelege dintr-un spațiu extra creștin, extra cultural, pentru a înțelege mult mai bine ceea ce ne este nouă propriu ca fiind creștini ortodoxi. Și din nou revin la întrebare, cum pot eu aplica în traiul meu de fiecare zi faptul că prezența lui Dumnezeu este în toți și în toate? Păi, în primul rând, cel mai simplu mod, nedistrugând. Și aici nedistrugând înseamnă nedistrugând voit, pentru că până la urmă acțiunea de a distruge pentru a construi altceva, de exemplu, nu putem să nu consumăm alimente, ceea ce ar distruge respectivele alimente, pentru că dacă n-am consumat nimic, am ajuns și am postit asemenea aprigilor postitori din Evomediu, dar și din deșert, dar și a lui Buddha, de care l-am adus în discuție, până dincolo de un anumit punct, înseamnă o mortificare care nu este în spiritul tuturor, dar nu distruge într-o manieră ireparabilă. Dar nu distruge ceea ce este în jocul nostru într-o manieră în care mama natură, dacă îmi spune așa, sau divinitatea prezentă în natură, Duhul Sfânt prezent în natură, dacă vreți, nu ar avea cum cu resursele existente în natură să refacă acel echilibru într-un timp scurt. O a doua este să vedem sacrul în toate și nu doar să spunem acest spațiu este sacru, acea biserică este sacră, cealaltă nu este pentru că nu e de-a noastră și unde nu sunt eu nu e nimic. Sigur că până la urmă unde nu sunt eu nu e nimic pentru că adevăratul nostru eu, acela de care este eu divin, e același în tot și în toate și unde nu sunt eu, adică unde nu există acest eu al lui Dumnezeu prezent în mine și adevăratul meu eu, nu e nimic. Nici măcar nimicul nu există acolo pentru că nici măcar nimicul nu poate exista în afara lui Dumnezeu. Dar a spune acest eu
separat de celălalt sau care se crede separat de restul există în contradicție cu celălalt, e puțin limitator. Și a înțelege că nu există doar o singură, un singur spațiu sacru, doar al meu, e un alt nivel. A înțelege sacralitatea în toți și în toate nu înseamnă a spune că dacă în cauza sau din motivele de pandemie s-au închis temporar câteva biserici, nu înseamnă că nu mai pot să am o relație cu divinitatea, pentru că dacă n-am, nu mă duc la biserică, nu mai vorbesc cu Dumnezeu. Și am făcut alte videoclipuri referitoare la biserica interioară și la modul în care ar trebui să ne întoarcem în această biserică din inimă și nu doar la biserica de ziduri. Și vă invit să vizionați și acel videoclip dacă se face. Deci nu ar trebui să ne ducem și să ne închinăm în fața fiecărui copac, în fața fiecărui sălcii sau fiecărui lac. Nu în această manieră în care faptul că înțelegem prezența divinității în acel punct, ar trebui să mergem de aici mai departe prin a transforma acel copac într-un idol și să facem, eu știu, acte ritualice în fața din 2 în 2 metri, deși să știți că părinții noștri, mama mea, de exemplu, dimineața la trezire atingea pământul pentru că sacralitatea pământului îi atrăgea binecuvântarea întregii zile. Și iată că putem să ne trezim și să mulțumim Divinului pentru toți și pentru toate. Și să înțelegem în interiorul nostru că tot ceea ce facem este într-un fel sacru, că tot ceea ce facem este un dar sau un reproș adus lui Dumnezeu în funcție de modalitățile în care acționăm. Și ca atare am putea să înțelegem faptul că un râu, o apă, este prezența lui Dumnezeu, nu neapărat că ar trebui să venerăm idolatric această prezență, ci pur și simplu să sesizăm relația noastră cu El ca fiind o relație cu alteritatea supremă, ca fiind o relație nu cu un Dumnezeu destructiv, cu un Dumnezeu de față de care trebuie să ne temem, ci cu noi înșine. Dacă această pledoarie pentru unitate este, sunteți de acord cu ea sau dacă nu sunteți de acord cu ea, vă rog să ne lăsați în comentarii, să ne exprimați, să vă exprimați părerea în comentarii și să dați like, share și subscribe dacă n-ați făcut-o până în acest moment pentru acest canal de YouTube și să comentați, să ne lăsați un comentariu pentru că a putea continua acest dialog pe care vedeți că îl port cu dumneavoastră. Vă doresc o zi minunată!